Băi, trebuie să trec pe la hiperioane. Că data trecută am fost la hiperioane, că eu am făcut 2 ani de drept la hiperioane. Ce pula mea, de fiște. Și hiperioane, dar nici nu trec pe la hiperioane. Că m-a alergat niște buzdigari de aia pe acolo pe la hiperioane. Le trimit o recomandată. Știi ce aia? O scrisorită. Cum? Mă iau după Adriana. Aia a trimis o scrisorică, nici nu s-a prezentat la ultimul proces. Fetița, că știe că a pierdut. Și a zis fata. Și observă din la apelantul reclamant că era intenție. Că era intenție, se observă. Păi normal că ești fostă soție. Normal că tu observai, era o intenție, da? Dar cum era, era intenție, intenția mea, că nici nu mai aveam salariu de până octombrie, dar era o intenție că i-am plătit la fată până în ianuarie. Din banii de pensie a lui tata și a lui mama. Dar era o intenție că tata încă continua să plătească. De fapt, mama cred că mama era cumpătării. Aici seamănă cu tata lui Adrian. Ăștia își păstrează gradele de rudenie. Era socrul meu și după ce era fostul socrul. Eu le răspundam la ea. E fostul socrul meu, socrul meu. Viitorul meu socru, eu cred că o să-l găsesc un băiat simpatic, știi? Era de la Cucelul, de unde am. El era naturist, eu eram nacurist. Și când a auzit că sunt nacurist, eu să instal Git Windows 8.1 for free. Go to the store to see what's new, get the update. Remind me later. Și acum am trebuit. Dacă nu mă remember. Remember the time, de timpul ăla. Băgăm și drojdie. Acum la hospital. Un doctor trecut cu numele 100% românesc, că chema Doru. Dorule, Doruțule, ce mai faci, drăguțule? Vreau să-i cât. Că n-aveam niciun loc să-i dau la băiat. Trebuie, că merită. Am meritat, a făcut treaba. Mi-a zis să mă duc la infecțioasă. Asta vine pe Victor Babes. Emi nu mai lucrez acolo, că a trimis la Emi. Un fost prieten de-a mea. Fără băgăna și fără încăpiri de la asta. Ce-ți fără mă? Nici gazul meu, stai în medie și mai am. Nu are vreo să nimic. Stai scălun de la ruși. Gaz de la rute. Bă, da, cum ar da gazul rusesc în aragațele românești? Poate ne supărăm. Poate bagă ăia aer în el. Eu auzi că sunt aragațe, vorbeau ăia că ei cu ventilatoare. Ca să bage aer mai mult, să încingă mai tare. Mamă, păi, îmi iau de la ventilator. Da, eu sunt electrician, îmi iau de la electric, o prind de electric, de electric, așa, drăguță. Sau mă duc pe șantier. Și fur un BCA. Iau niște sârmă de oțel. Și-mi fac eu rețea. Din BCA. Cer de aia cu rețe înainte. Acum ți-a nu mai poate să-ți o desfăcure.
Deci electricien Burandi. Ca să mai poți ciorni curent ce a făcut din centrală, vă zic eu. A legat nulul cu împământare. Că înainte țăranii era deștepti și făceai în curte împământare. Scotea faza și-și băga reșouri. Stătea între reșouri. Alchidichii și băga drojdiele la rotării. Sângele Domnului și prindea sângele ei. Băi, am uitat lui ăla să-i zic să-mi scoată asta. Am rămas cu branul la pula. Ia. Ce chinul meu, mă duc la Victor Vabe și cu branul ăla. Bă, doctor Dănuț, scoate-mi branul ăla. Hai să mă întorc la doctorul Dănuț. Îi zic, bă, Dănuț, ești la fel ca mine, uituc. A, uite-te la că m-am îmbrăcat eu prea repede, eu abia așteptam să fug. Nu-mi place spitalul loc. Și am branul ăla la mine. Ce pula mi-am făcut? A, iau tutun și îmi bag singur. Mă drumdesc. E bună o branulă. Dacă aș fi heroinoman, Heroes of the Dark. Îi zic, bă, bagă-mi branulă să am făticul. Își bagă ăla, așa e clipot ce știi, că la semafoarele. Îi vine și girofoarele. Și zice, a venit poliția și ne-a furat marfa. Vine poliția și ne ia marfa. Vine poliția și ne ia marfa. Aaaa. Deci când mă duc la mare, mă duc cu marfarul. Ajung cu marfarul mai bine, mă, pe jos, mă, cu 5 km pe oră sau 7, cât am eu. Că bag viteză mai mare. Hai să mă duc să-mi fac la urmă, mă, după ranoarea, dă un plan, dă un plan. Că poate îmi dau borșul pe ăla să